pe doamna Maria și pe domnul Ionel. Frumoasa surpriză este din partea copiilor și a nepoților. Haideți să urăm împreună la mulți ani și să le vedem reacția. Și a suflat Dumnezeu să lași stima foarte drag dumneavoastră, ne trimis aceste cadouri. Am înțeles că împliniți o frumoasă vârstă. Vă mânesc tortul. Până un altă vreau să vă întreb, de a cine credeți că sunt aceste cadouri? Din partea copiilor. Am o melodie care vă este dedicată din tot sufletul. Și vedem la final. Bine? Da. Aflăm împreună. Bine. Haideți să vedem și ne creza dumneavoastră. Dragă mamă, dragă tată, cu ajutorul vostru am reușit să fim ceea ce suntem azi. Nu am crezut niciodată cât de greu poate fi să vă scriem o scrisoare. Ne este greu să vă spunem cât de mult însemnați pentru noi. Așa că considerăm că
trebuie demonstrată dragostea. Tot ce vrem este să vă mulțumim pentru toate sacrificiile pe care le-ați făcut și încă le faceți pentru noi. Vă mulțumim pentru iubirea necondiționată. Vă mulțumim pentru grija pe care ne-o purtați. Știm că un simplu mulțumesc nu este îndeajuns pentru toate momentele pe care ni le-ați oferit. De aceea vrem să știți că iubirea noastră există și va exista pentru totdeauna. Dragă mamă, în această zi specială ne rugăm la Dumnezeu să te țină sănătoasă, puternică, fericită și liniștită. Tot ce este mai bun să îți ofere ție, pentru că le meriți din plin. Dragă tată, în această zi minunată, primește cele mai sincere urări de prosperitate, bunăstare, noroc, succes, viață lungă și multă fericire. Fie ca toate planurile tale să devină realitate, iar visele și dorințele tale să se împlinească. Oriunde viața ne-ar duce, vă rugăm să nu vă fie teamă, tot la voi ne va duce. La mulți ani, iubită mamă, la mulți ani, iubită tată. Cu dragoste, iubire și prețuire, copiii, Gineri și Nora. Dragi bunici, o spunem atât de rar, dar ar trebui să vă amintim în fiecare zi cât de importanți sunteți pentru noi. Viața ne face să fim atât de departe unii de alții. Există însă ceva mai presus de orice pe lumea asta, și anume iubirea ce ne leagă. Dragă bunică, la mulți ani îți dorim să rămâi mereu tânără, plină de viață, veselă, energică, frumoasă. Fie ca vârsta să-ți adauge putere și fericire, să ai parte de tot ceea ce-ți dorești. La mulți ani, bunicule, să ai parte de tot ce este mai frumos, să fii sănătos, împlinit și fericit alături de noi. Vă mulțumim pentru iubirea și grija pe care ne-o purtați. Cu dragoste și respect, nepoții Adrian, Rafael, Adelina și Asia. Vă văd foarte emoționați și eu cred că iubirea este foarte mare și față de copii și față de nepoți. Dacă doriți și dumneavoastră să retransmiteți câteva gânduri, câteva mesaje de mulțumire. Săraci. Le dorim multă sănătate, să fie cu minți și așteptăm să vină acasă, că ne este tare dor. Multă sănătate și tare bine pentru cadourile care ni le-au făcut și nepoților să crească cu minți și liniștiți, sănătoși. Și mari. Sănătatea cea mai importantă înainte de toate. La mulți ani și din partea noastră, bună Dumnezeu, să vă dea multă sănătate, fericire și, de ce nu, să vină toți acasă, măcar de sărbători. Îi așteptăm cu tot dragul să vină. Îi așteptăm să vină acasă. Că numai noi doi vin. Thank you.